deci fără ele, după marți, acum trebuie să-ți dau linie, da? 5-4. Noi facem un 4 aici și un 5 aici. 4-4. 2. Vezi? Ești pe fugă. Cât? 4-1. 4-1. 4 aici. Și aici am o meadă, puțin, dacă 2. Ai dat cu 2, bravo. Am dat 2 și 5. 2 și 5. Asta e. Te mă duc spre marți. 2 și 6, da? 2. Uite și încă o 6 aici. Iar la 2-ul meu. Nu, e 3. Unu, două, trei și a patra. Să te văd cum e prea și așa ce astea. Ce noroc poți e bă, bă. Dar e săracu. Să știi adevărul că mi se rupe inima de pe cuvânt de cât. Nu știu. Deci, doi. Bă, are un noroc fantastic. Am jucat cu cei mai buni. Patru. Patru. Și șase. Nu am nicio șansă, dar trebuie să te provoc. Păi da, corect. Trebuie să te provoc. Dacă te prind cu una, da, nu vine nimic. Nu vine nimic. Nu vine nimic, dar să văd eu pe tine. Ia uite, l-am păcălit de nea asta, 6 și 4 direct. E, nu am asta, da. Nu știe, băi. Corect. Nu știe, băi. Corect, băi. 2 și 4. Da, uite, mă știu. Nu știe că, dar n-are vedere pe liberică. 3-3. Eu trebuia să-i spun, băi, fii atent. Auzi? Și aici puteam să spun de el când ne făceam noi griji în cameră să nu luăm multe. Și noi câștigam cu bagamionilor. Serios. Era cam frică și vorbeam. Du-te, că n-a fost frică niciodată. Ne-a fost, dar ce să mai dacă n-ai puțină teamă. Acolo, acolo la Sevilla, în cameră, poate, dar în România n-aveam niciun fel de probleme. Nu vezi cum se baricadează acolo? Uite așa era. 6-1. Linia de fund. 6-1. Când dădea adversarul un șut la poartă, cred că doar 2-3 meciuri dădea un șut la poartă. 6-1. Și era atmosfera, era atmosfera. Spaniolii te îi duci așa spre poartă. Și avantajul mare al nostru a fost cu acest arbitru, cu Michel Votor. Extraordinar. A intrat. Nu credeam noi că e o spaniolă. Dacă eram pe vapor... Deci trebuie să vezi că aici se dă într-o acasă, da? Nu apare. Știu, dacă eram pe vapor... 2-1. Așa, 5-5 nu mă duc la mica, 5-5. Atât ai dat? 5-5, da. Da. Are cineva ochelari și-i dat o frică? Noroc. Pentru că eu sunt mai tânăr ca el. Norocos. Da. Hai mă, pleci de aici sau nu pleci? Asta e linie, dacă eventual... Acolo... 3-5. La el am văzut 3 tire de număra. 1. 6. Deci până să-i de băgatul. 3-3. 1. 6. 2. 6. 2. Cât? 6. 2. Dar de cine vrea cel mai trec de la Barcelona? Adevărul că am văzut foarte puțin din meci. Era cu 6-6. A început, vezi cum am vorbit de adică de acum. Păi, dar acum... Se vede că a văzut copiții la echipa națională. Nu la echipa națională, eu sunt foarte ofensiv. Era fundaj modern de atunci. Adevărul că aveau vârfuri de astea Archibald și Carrasco. Foarte mulți jucători de echipele naționale și atunci... Să-i vezi că am început să... Eram experimentat, n-aveam teamă de nicio... Aveam 4-2. De nicio echipă nu... Aveam... jucase la echipa națională de tinere, olimpică, echipa națională mare. Plus cu Steaua aveam meciuri internaționale. Plus turnee foarte puternice. Turnee puternice atunci. La Amsterdam, la Madrid. Jucam cu echipa puternice, aveam experiența asta. Nu eram așa dintr-o dată să le fie frică. Nu... Erau din jucători, nu puteți să spune că nu erau și jucători care nu așa... Să vă uitați... Trei faci. Să vă uitați așa la statistică,
Eram o echipă care foarte puține goluri lua. Extraordinar de puține. Cum e o statică, spune și acum, echipele mari care primesc voi ați campioni, aia câștigă trofee, aia câștigă Champions League. Îți dă și încredere. Cu cât menții 0-0, dar îi dă încredere și atacului. Și echipei. Dacă e un... echipă unică cu jucători unici, care ulterior... Și aici, aici vreau să, să adaug 3, dacă e așa. Nu, nu, e la 3. Ce cam e la 3? De orice nu pot să... A, e 3-2, mă? 2-2. 3 de aici, dacă vrei să iei. Una, două, deci, nu e posibil aici. Băi, hai mai să joacă, joacă, de uite cât ai. Nu, vreau să trebuie la mulțirii. 10, 2, 4, 6. Joc economicos, joc economicos eu. Vreau să spun că cel mai mare merit aici care l-a avut Neven Alexandrescu, că la jucătorii, așa cum se spune, pe ce avea nevoie o echipă mare. El cu Valentin și cu ministrul din acea vreme. A adus exact pe postul care credeau că sunt cei mai buni. Vreau să remarcă 1 și 2. Am plecat cu și nu eram profesioniști, am plecat cu mâncarea cu bătar, după noi, cu mâncarea profesioniști. Și am început să spargă sticlele din aeroport. Ne-au filmat de acolo. 5-1. 6-2 îl faci. Dacă ai dat cu 2 sau cu 1, la revedere, la revedere. Cine a câștigat ca de obicei Fănică, după de la Mățăței? După marțul meu. N-ai cum. Deci echipa care a făcut-o acești oameni, țin minte, după mine au venit luni de zile la Scoricei, de Ion Alexandrescu. Venea după mine să mă ia. Eu eram îndoit dacă vin sau nu, pentru că se câștiga și foarte bine. Aveam prime de joc, dar nu era București, nu era echipă care să... Aveam echipă bună, terminase pe locul 4. Cerbea echipă cu Prepeliță, Ariciu, Șoarece, Cățoi, Pițurcă. Aveam echipă foarte bună. La șoarțele și mai tot solid. Și nu că trebuie, el nu știe la regele, e la regele. Și uitați-vă ce castravețe are la Unărescu, ce dă. Și era bun de ce a soarnicat. Băi, cel mai repede prindeam. Era vorba de tactică, imediat prindeam. Și mi era vorba că acum am jucat 2 ani dreapta, fundaș dreapta, dar eu că am jucat libero, iar libero trebuie să aibă creier, să dirigeze. Să... Cine era inteligent în ei? După părerea mea, fiecare pe postul lui era foarte inteligent, asta și demonstra de-a lungul timpului, că am format o echipă puternică. Știam perfect fișa postului, perfect. Și când spun asta, nu vorbesc numai dovadă, că sunt rezultatele care ne-au adus să fim cei mai buni printre cei mai buni. 5 ani de zile a dominat fotbalul european. Deci eram acolo în frunte, semifinală, finală, supercupă. Cu toată opoziția unora de la Dinamo, am văzut pe Lucescu, mai vorbind de echipele englezești. Văd acum că Dănuț Lupu spune că echipa din 89 era mai valoroasă decât a noastră. Bravo lui, dar să ieșea la marnic. Vreau să spun că aveam o forță de joc, mai ales în campionat la noi și un campionat puternic. O forță de joc extraordinară. Minutul 15-20 era deja 2-3-0. Mai ales că după ce a venit și Cică Hagi. Aici vreau să completez, s-a făcut-o posibilul ca să Majarul, unul dintre cei mai buni jucători ai noștri, să fie ușor, ușor îndepărtat. Să-i se facă loc la alții. Aici n-am fost de acord niciodată. Hai să mai dăm. Numele cine era? Bărbulescu cu Gumbescu, uite, cam era Caterinca. Pentru că ne făceau urâția pe amândoi, da? Eram drăguți, mai drăguți, că aici erau invidioși. Uite, cum nu mă uit cum dă aici să zară. Da. Și aveau o calitate, și așa să urcă, am uitat și eu. Când era atmosfera
încărcată, te m-a văzut să mă scoate, încărcată, loții, formel ungurește, be Bambi, la tine nu vezi atmosfera încărcată, la tine fau eu glume. Trebuia să facem o glumă, să-i scoate din atmosfera asta. Și vedeam pe Piții sau pe Tudorel, știi, așa, mergând, apăsat, gânditori, am văzut să mai ieșim din atmosfera asta. Da, era eu. Bine, Valentin intra în cabină, nu avea vreo, cu țigarea, cafeaua, neon în spate. Berbulezi. Ne lua separat. Uite, să vă spun un aspect. La meciul cu finala Cupei României de la Brașov, mă rog, de cât înainte de meci și mi-a spus așa. Bumbi, vrei să câștigăm finala? Da, tu vorbești, Valentin. Dacă ai grijă de cămătarul, îl ții, câștigăm finala. Dacă nu, a fost un meci extraordinar. Am dat săracul Cami, care e colegul meu de la Craiova, un fotbalist enorm, dar de un fair play, nu se făita niciodată. Și după aceea, în timp, ne-am adus aminte, uite-mă, Cami, bă, dar și mi-ai dat atunci. Și apropo de, da. Jucători cu caracter, competiția era foarte puternică din punctul meu de vedere, cel puțin 5-6 echipe foarte puternice. A venit spre ultima turnată și Corvinul Hunedoara cu Mircea Lucescu, care a devenit o echipă puternică, Craiova, Pitești, Dinamo, permanența am avut meciuri foarte echilibrate cu ei. Rezervele de la Steaua cum se integrau între titulari, când unul era suspendat, accidentat? Deci era Ducadam, Iovan, Bumbescu, Belodedici, Bărbulescu, Stoica, Beolonii, Lăcătuș și Țurcă. Ceilalți se mai schimbau, Majaru, Bălangu, Dumnezeu să-l odinească, Balint, se mai schimbau, dar 7-8 jucători erau non-stop. Pentru că acolo era concurență pe posturi, iar în apărare nu prea era așa concurență. De la mijloc în sus aveau concurență și din cauza asta era, asta nu înseamnă că nu erau nici cu și colegii noștri de aceeași valoare. Și vreau să-l completez pe Fane, apropo de Corvinul Hunedoara. Ședință cu Ilie Ceaușescu. Și băieți, vedeți că vine Corvinul, echipă bună, formată. Și la sfârșitul ședinței se ridică Lăcătuși. Tovarășul general, dom'le, dacă le dați 1000 de gol, îi bate de rucă. Bă, Lăcătușule, tu vorbești serios? Da, domnule. Bun. 11 le-am dat. Să mă ierte băieții la Corvinul. Nu, după aia când a ajuns la bani, zice, păi, dar... la toți? De lei, zice, pe vremea aia, dai seama. Și zice, nu, Tovarășul, dar fiecare. Bă, nu-l lasă. Adică a zis... A venit cu ministrul Milea. Milea nu prea înțelegea, să rămâne scurt din așa, ministrul Milea. De la Revoluție, care s-a pușcat. Și zice, aoleo, bine că banii își veneau pe altă parte. Nu, eu nu. Și uite, așa ne-am făcut o primă foarte, foarte generoasă. Pe vremea erau 4 salarii, ofițer. 3-3. Oh. Asta era viața. Uite, aici stăteam în cantonamente. Era în partea cealaltă. În partea cealaltă era. Am avut de toate. Jucam la 2 cantonament? Remi jucam, da. Remi și Lăbăneasă. Și prin cameră pe aici, când ne dădea voie. Pe ce jucați? Pe masă. Pe masă, da, știi? Pe bani. 5 lei mic, 10 lei fără, 15 lei cu 2 jocări, 20 cu 1. Așa jucam. Cine pleca cu bani? Păi da, te roteam. Nu vreau, știi. Nu era nici pierderile mari, nici câștigurile mari. Jucam, aveam o limită ca să nu ne luăm la ceartă din nimicul. Cearta cea mai mare era la Miuțe. Ce faci, mă, te-ai spre mine? Acolo era cel mai mare scandal. De multe ori oprea jocul și mai jucam. Iordănescu. Nu știu ce să facă. Cu ea bătrânează era rău, cu ea mici era Lăcătuși, cu nebunii bine, aia. Și acolo era... Da, conta pentru condiția fizică, pregătirea fizică, cât a contat pentru performanța asta? Extraordinar, pentru că făceam o pregătire extraordinar de bună, la 90 de altă domnă. Ai mai zis că am văzut. Ce amintire aveți de la formă? Uite, ești norocos. Am ieșit. E bucuros.
Le-ai numărat, nu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mă bucur la sfârșit când îți dau mare, ca să fac 30. Ați amintit că la Sevilla ați mers și cu bucătar. Ce faci o zi înainte de meci? Sincer, mâncare obișnuită. Ce înseamnă mâncare? Cașcaval pane, ceapă. Ceapă? Cu ceapă, dormim bine. Și cotlet de porc sau piept de pui la grătar, nu pare? Cu salată. Și mi se pare că nu mergea pe prăjituri, pe fructe. Că nu știa dacă sunt proaste sau de unde le lua. Sau, pentru că aveam și noi... Și ați dus și ingrediente de aici sau de aici? Și cu apa, vine plată, după noi am mers. 3-3? 3-2. Se preta la orice, știam. Spaniolii se preta la orice. Mai ales că erau de finală de Cupa Campionilor și mai câștigat să le dea timp. Am câștigat Cupa Campionilor cu ceapă de porc, cartofi prăjiți și salată de varză murată. Dacă nu era varză murată acolo la bucătărie, era nenorocire mare. Cu asta s-a câștigat Cupa Campionilor cu ceapă de porc. Era muncă multă, nu? Era muncă multă, mai ales. Vreau să vă spun. Cât am urât acel cantonament de la Forban. Șase, hai că nu te dau parcă, până ai primit poștea să față. Dar acum mi-ar place să mai merg acolo. La Forban. Nu merg aici, hai nu merg, alea merg. Cam cum arăta programul așa? La Forban. De la Forban. Programul... La cât vă trezeți? Două antrenamente. Două antrenamente, dar... Am avut o perioadă în care începusem să facem trei antrenamente, pentru că... Ăștia profesioniștii, pițurcă cu roliști stau în cameră. Și s-au trezit să facă suplimentar al treilea antrenament dimineața, un fel de vigoare. Și atunci și Ordănescu și hai să faci și al treilea. Ce consta? Te trezea la 7, făcea câteva ture acolo de mamelon, să spunea. Fane, m-am mult înghețat. Dar era și în pantă. Deci dimineața alergam pe șosea, indiferent vară, iarnă, de la Forba coboram până la polițist, până la șosea. Ne întorceam, mai făceam câteva abdomene și seara făceam la sală. La sală ce însemna? Eram 16 jucători. 4 echipe de 4, da? Două jucau, două făceau la Florentin Marinescu, preparatorul, forță. Și ne schimbam. Un antrenament extraordinar de bun, pentru că eu la Steaua n-am avut în aproape 9 ani o ruptură musculară. Nu, 2-3 ani de zile n-am avut niciun accidentat. Asta, asta ne-a ținut, pentru că eram un lot foarte restrâns, dar puternici și nu aveam accidentați. Da. De asta și omogenitatea echipei s-a văzut de-a lungul timpului, că jucau aceiași și am rezistat timp îndelungat. Da, dar nu mai era Steaua, jucai și în echipa națională, eu pe afară. Peste tot. Și în echipa națională, și olimpici, și în cupele europene, și în Cupa României. Era pe multe fronturile. Și cu refacere, se spune că mai și cu un șpriț, da, era și ăla. Șprițul era la refacere? Nu, după refacere. Mergeam, vă spun sincer, mergeam mai mulți. Dacă stăteam marea majoră de la Haiducului până în acasă, pe aceleași palieri, mergeam toți. La Hanul Manu. Și acolo beam un cam, beam o bere, o ține de vin. Eram împreună toți. Iar cine mi-a venit deodată și a spus, întrebat șeful de la Lagul Manuc, ce le dai la băieții mei de joacă așa de bine? Totul și împăierul, un băiat extraordinar. 3-3 băi, dar puteai să zici 3-2, că nu mai știi. El nu spunea, spunea mai deodată, dar jocul ăsta e 6-3. Dar acum se mai fuge din cantonament, se fuge și înainte? Nu, sincer. Până acum. Nu, asta cu mai bagă și... Dacă dau 4, ce faci? Nu contează. Pe uite ce e. Păi numai așa cum să te bagă. Dau 4-1. Fac 4 acolo și 1 aici. Nu se fugea de cantare. Vreau să vă spun ce, pentru că, în primul rând, îți făceai după rău ție. Dar erai conștient. Bă, unde te duci, mă, la... Atâta lume care îndrăgea acest sport, venea... Venea pe timp după. Eram foarte matur. Mai ales că singura instrație era la Melodii și la Nord. Unde erai luat în vizor imediat. Nu eram și... Hai să vă spun o întâmplare cu Iovan. Eram eu cu el și Bărbulescu. Poți să spun fără pe asta? Spune-mă. Este aici cu mine. Ne-am zis la Hanul Manuc, am băut o singură bere. Și am plecat cu Fane și Bărbulescu. Și eu în glumă îi zic lui Fane, hai mă, dacă toți jucăm cu scorice, să le dă și tu un punct să scape. De-a în glumă.
Ne-am dus, a cumpărat la Halu Manuc, da. La Halu Manuc. Am cumpărat o operație la acolo. Un trainer, un fiul tău, Bogdan. Da, și... Dar, nu, dar ce a vrut că cineva a ascultat lucrurile astea. Nu, a avut, dar târziu am aflat că m-a avut microfon sub strumiere. A doua zi dimineața, ne-am luat pe rând, Ilie Ceaușescu. Da, 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 ne-a chemat. Tu ce ai vorbit, tu ce ai vorbit, tu ce ai vorbit. Tatăl meu, că nu știu, am zis în glumă. Vedeți glumele astea, 4-0 i-a bătut. Bine, vorbeam, apropo, de, era urmăriți. Deci ce era... Nu erau, cel puțin, șase. Din punctul nostru de vedere, să facem și să ajutăm echipe, sau eu știu, nu era. Dovadă că am, nu știu, cât 2 ani, sau n-am pierdut un meci. 4-2. A început să învețe lângă mine. Ai început să vezi. Ei, că da, și nu ai început să te... Nu-mi place că te bat la limite așa, vreau, fără probleme. Păi mai ai spate, dar trei. Poate trei. Dar circulă o povestire, că după finala de la Sibiria, colonelul Mutu, care v-a însoțit acolo, bineînțeles, da? A spus mai mult, hai că rămân aici, hai că rămân aici, hai că rămân aici, și l-a zis, bă, dacă tu rămâneți atâtea, rămân și eu, că nu m-am mai primit și atâtea, e adevărat. Nu, hai să vă spun cum e treaba. Nu știu, asta e. 1, 2, 3 și 4. Noi când mergea la cumpărături, ne-am demontat din avion, spunea, mie spuneți un profesor, da? Domn capitan. Era capitan, parcă. Era securist. Securist. Major. Dacă nu major, așa, bun. Dar ai făcut-o eu, nu. Lasă-mă că nu am făcut. Lasă-mă așa. Așa e, dar pur aici. Perversule. Bun. Așa, așa. Ți-a de trebuie, am încercat să mă pure. Te folosește domnul colonel. Și în momentul când ne spunea să mergem grupați. Dar bun, mergeam. La un moment dat eu cu fare și cu gasele, așa, cu lăcăș și piții. Cumpăram ceva și simțeam că e în spate. Și spuneam, uite, fane, ține tu, ăstea le ducea acasă, nevastă mea, că eu rămân și nu mai. Aolo, venea de la îmbrate. Nu, vă rog frumos, mă dau afară, lume de astea de... Lumeam. Cel puțin, la făcut ce știu eu și colegii mei. Uite, fanele, nu... Și cinci. Nu avea în momentele alea nimeni trei. Să rămână. De doi. Ce? Pentru că ne mergea totul foarte doi. Bine și nu aveam de ce. Și unu. Aveam aici... Chiar aveam susținere din toate punctele de vedere. 4-2. 6-3 întotdeauna. 6-2, săracă de el. Pe oricum e linie. Și dacă dau 3-3? Oricum e linie. 3-3. Și nu s-ar de tine. Una. Cine dădea cel mai mult autograf de șase la plimbare? Oraș, la restaurant, vorbea lumea? Depinde de unde erai. Da, deja recunoștea lumea. Eram o persoane publice și era altcumva. Trebuia să te respecti, să te îmbraci în primul rând bine, să ai o mașină, bine, mașină. Foarte, foarte. Dacile erau la mod atunci, da? Frumos spălate. Și era vorba de prestanța ta, că apoi, se vede lumea să nu... Eram foarte respectați. Extraordinar de respectați. Păi e normal, la performanțele alea... Era și rușine să pună mâna pe noi, așa. Tremurau când ne vedeau prin preazme. Adică era o situație nemai întâlnită în fotbal românesc. Dar relația cu presa, erau câțiva corifei care... Mai mușcau din jucători. Noi aveam o problemă cu Vadim Tudor. Vadim cu noi era prieten foarte bun, mai ales în țimintă în Belgia, în spate, se mai fuma o țigare acolo. Aprindea Ion Alexandrescu țigarea în față, ne aprindea și noi în spate, erau mai mulți fumători. Și număra Pogneți, nea Cornel, că n-are un dolar sau 3 ceai de cenți pentru o casetă. Iar nea Cornel. N-are urmă, iar eu luam bere rece de la farine de-a lui. Când ajungeam în țară, cine se trează săptămână? Bumbescu cu Iovan, au golit pivnițe la hotelul București. Ne făceam, îi spunea lui Valentin, tot așa. Aveai ceva cu lui, ce ai trebuit? Aia, scriu și așa, ca să știe lumea. Da? Ne faci chestiile astea de mărunte, știi? Da. Nu e supărat că făcea Eti omul să da, da, dar super cuba aici, am avut.
Ma, săracul e mort? Dacă e linie, că nu ai cum să fii. Da, linie. Săracul a murit, un om extraordinar, era alături de noi, mai ales că mergea cu noi în... Hai, ultima, zi, 1-1. L-ați întrebat dacă știe să joace? Vă rog frumos, că eu mi-am pierdut timpul cu el aici. Băi... Uite, nu mi-am pierdut timpul. Să vii să joci cu profesorii și el numără ca foame. El a învățat să-i jucați în tare. Și de-asta e învățat cu... Noroc începător. cu table și cu jocurile de noroc. La că revin. Aveam prea multe priorități să le-am și pe astea. Aveam... Nu dă să zic, tenis de masă, jucam tenis de cuții, iar jucam acolo. Ne-am priceput la orice. La biliard, la tenis de masă. La ce biliard jucam? Aveam aici. La handbal, la... Eu am vrut mă fac la mătăței portar de handbal. La 13 ani apăram în comuna la noi în comuna. Aveți teren acolo de handbal? Avem, a început să se facă la școli terenul de handbal, de fotbal, a început să se... Dar aici vreau acum o întrebare pentru voi. Cine trebuie? Cine dă? Cine dă acum? Cine a câștigat? Aia, bravo, vedeți? Așa. Amatorii, cine vrea să joace cu Rea Bombii, să vină să... 2-2. Uite, vezi aici, nu? Ce faci? 2-2, da? 2... Și facem 2 aici. Mai exista un duo în echipă, cum aveți noastră? Ba, au fost... Cu cred că Piturcă, cu Beolori... Și tot cu Dodoră. Era un trio acolo. De-a lungul timpului s-au mai format, cum să zic eu așa, perechi. S-au mai format. La domnișoare cine avea cea mai mare? Nu știu, să zic un Bescu, că era frumos sau nu? Păi atunci era. Cei nensurați, cei nensurați. Era căsătorit, nu era străin. N-are treabă una cu alta. Succes să vină, să se pozeze, să... Așa de poze cu mine. El a fost un Rudolf Valentino. Nu Rudolf. Dui, mă, ai dat. Dui, să vină, să plângă la ușa cantonamentului. Nu. Aici era pază, nu avea cum. Nu avea voie să intre. Patronul, da? După meciul câștigam, și le câștigam toate, după meci. Mergeam acasă, stăteam cu familie, lunea ne dădea primele. Atunci mergeam la o bere, la așa se... Nu, mai de multe ori, deci duminica când ne jucam, s-au jucat duminica, lunea mergeam la pădure, la Băreasă. Zi-mă că am făcut-o. N-are coordonare și bută greșit. Forța noastră era... 27-2. Unitatea de asta, respect. Eram în primul rând foarte bun prieteni dintre noi. Toți. Foarte bun. Nu erau pe bisericuțe, că deci joacă ăla. N-a fost niciodată. Și cel mai elevent exemplu este al lui Stângaciu. Nu a stat cât a stat, îmi spun, cât a stat în umbra lui Ducadam, și după aceea a venit Iliac, după aceea a venit, și tot a fost rezervă, până a venit titular. Copilul ăsta n-a spus niciodată că de ce să rezervă. Dar asta a fost trup și suflet, lângă echipă, Dan. Acum e la unde, la Arabia Saudită, am înțeles. Să vedem acum dacă vine la Marea Sărbătoare. Uite, fădele, te scot cu întâi aici, nu mai deși cu poate. Eram foarte... Și șase aici. Aveam grijă și de viitorul, să zic așa, stele, nu... 6-3. Uite, să vă spun, Dan Petrescu cu Ilie Dumitrescu, 3-6. Au crescut lângă noi. Ți-mi uite că l-au venit în cabine Ilie cu Dan Petrescu, minge medicinală, stăteau cu puști aici. În momentul când Dan Petrescu, după ce i-a promutat la Scoricești pe amândoi, un an, când a prins, a avut un noroc extraordinar. Bine, și jucător bun. De exemplu, cu Fane Pimentul 65-70, îl întreba, hai mă, ești tu sau ești tu să intre și cu puștorul? Da, de Dan Petrescu. Da, să intre și hai mă, ești tu. Și Lăcătuș cu Ilie. Așa i-am ajutat. Nu știu acum dacă se mai... Nu știu dacă era ideea gatrorului să-i schimbe, să-i bage. Da, și făceam, Fane, hai mă, ești tu să intre și la mine. Da, și mereu, adică... Trebuia să dăm și lor minute, pe lângă că erau și valoroși, cu cât aveau minute mai multe, cu atât deveneau din ce în ce mai puternici și încetau deja să pună probleme. Dar asta e și... Vreodată au mulțumit, au? Rolul pe care l-ați avut?
Ilie, da, Ilie, da. Și da, Petrescu, a vorbit de interviurile lor. Da, pentru că sunt și niște caractere și fotbaliști buni, foarte buni. Să știți că atunci erau niște grupe de juniori extraordinar de bune, dar nu puteau să facă pasul. Pentru că, vă dați seama, din 84 până 90, 5-6 ani, era aceeași echipă. După ce a început primul care a plecat Loții în Belgia, Piții cu Tudorel la Lens, a început ușor să plece domnul la Brighton. Da, și... Dar au început așa. Deci până atunci nu puteau să promoveze la tineret. Și erau echipe extraordinare, câștigători cu campionii țării, erau tineret. Era aceea. Foarte bun. După 87 a venit și Hagi, care 87, da, zic bine, a venit și Gică, a ajutat Gică a venit imediat după Cupa Campionilor. La câștigarea la Jocurile Europei. În 87 a jucat Sucărea. Încet, încet a devenit titular și Dan Petrescu și Ilie Dumitrescu, jucători cu calități extraordinare. Echipa nu mai avea viteza de joc pe care o aveam înainte, dar cu nimic nu a fost mai slabă, pentru că, deși pasele nu mai mergeau, pentru că Ilie Dumitrescu este un jucător care are și abilitate tehnică, încerca foarte mult dribling cu Hagi la fel. Da, și Gica Crăsă. Dan Petrescu era un fundaș ofensiv extraordinar. La un moment dat era golgetul României. Nu știu în ce an, dacă vă uitați, o să vedeți că e golgetul și... Dar echipa tot puternică a fost, dovadă că încă am câștigat campionate, încă am câștigat trofee în Europa. Și așa mergeau lucrurile atunci. Cum a venit Hagi într-un vestiar al Stelei? Noi ne cunoșteam de echipa națională. La deja. Fel. Pentru că am avut momente în care a fost, erau 8 sau 9 la aia, nu știu, cu spate aici. 9 de la Steaua au jucat. 9. Și 9 și Mateuț și Claipăr. Mereu au avut grijă și să completeze lotul. Da. A venit Ungureanu în perioada, a venit un Rotariu, jucători la fel de bun, jucători de echipă națională, care pe oricine înlocuia, la fel de valoros era. Da, Ungureanu, jucători are sa misiuni extraordinari. Și mai poate ce mai am când ai Rotariu, să ne aminti că l-a marcat pe Maradona în 90, dacă nu mă înșel. Da. Jucători cu personalitate, fotbaliști foarte buni, pentru că eram, cum să zic eu, modele pentru mulți dintre ei. Și toți când veneau aici, veneau jucători de valoare și toți se știa la Steaua, nu exista locul 2. Când intra pe porțile stadionului, locul 1, 2-1 nu exista. Cupa și campionatul. Astea erau provocările noastre la început de an. Cel puțin până 90, așa am crescut noi. Și după, cred că a fost la fel, că Steaua încă a avut rezultate frumoase și notabile și după... Au, dar 96... Și vreau să remarc, uitați-vă și voi, cei mai mari fundași, să nu că am pus eu cu fane aici, tot Steaua i-a avut. Steaua i-a avut. Să nu vorbești de Sandu Gabriel cu Dinu la Dinamo. Și a avut o pereche extraordinară. Dar vă dați seama, a fost înainte Same și Tăfărescu sau Zmaradache. După aceea a venit eu cu Belo, după aceea a venit Didi Protan, ăsta eu cu fane, am plecat pe loc. După aia a venit, și după aceea a venit Didi Protan cu Toboș. Iar un cucu foarte puternic. Iar faza cu intrarea lui Iordănescu, ați știut-o mulți? Mai știu bine. Noi l-ați văzut? Noi la Forban, deci noi am știut în momentul când am pus tricoul pe el în cabină, la Sevilla, atunci. În, la Forban, vedea că eram patru mai în spate, eu, el, dacă aș cu pițurcă. Și le depășea la legări. Dar uite, de-am pui, ce te pregătești? Tăcea din gură, cu făia, da, legat. Nu știam pentru ce se pregătește. Să mai băga și la Miuță, pădești până în... Și am înțeles că l-a rugat pe Naimi să completeze foaia. Pentru că acum era... A fost o surpriză și pentru noi era surpriză plăcută. Trebuie să completeze cu foaia de 18. Nu era 16. Hai să-l pune și pe Iordănescu. Atunci când a intrat, a avut, era mai matur, experiență și toate cele, ne-a ajutat enorm. N-a pierdut o minge când a intrat, ne-a dat o încredere extraordinar de mare. Și totuși n-a avut curajul să se bage la 11 metri. N-a avut. A stat de vorbă cu el, trebuie, a spus că nu. În timp, dacă ratai, se reproșa,
Auziți, era un moment foarte, foarte dificil. Eu executam lovituri libere de la distanță. 11 metri n-am bătut niciodată. Era un moment când nu puteai să riști, să strigi toată munca băieților ca să bați tu care n-ai exerțat niciodată. Și atunci era și o încărcătură foarte mare, dar în același timp. Noi am exersat în Ghencea foarte mult lovitură liberă. De exemplu, mai rămâneam cu, și cu stângaciul și cu dăfări. Și cu Ducadam rămâneam după antrenamente și mai făceam pe bere, pe catering. Dacă tu stăm în cantonament, mai întârziai 20 de minute la... Ce faci? M-a furat. Nu te furi. Și... ne-am sus la Hermut, la antrenamente așa de serios, dacă n-am fărat la lucrurile de... Da, și chiar ne lua... Foarte focusat pe orice execuție. De ce? Și avea doi antrenori mari. Ne-a țopit că Voinescu și pe Vasile Ordache. Adică sunt meritele lor, oameni extraordinari. Păi ne-a țopit că la 70 de ani ridica piciorul până la bar. Tot parii domnului ce să mai... Trebuie... De asta trebuie să curaje și istoria oamenilor. Degeaba ești acum echipă, câștigi campionatul României. Da, ea gândește cine a făcut. Bă, aia, nu este să nu se aduce aminte de fostele glorii. Să aminte. Și mă duc, vă spun sincer, că a fost ăla mare. După mine, Sameș a fost cel mai mare fundaș central. Și enorm a ținut la fane. Eu îl copiam pe el, căutam să lovesc mingea pe cel mai înalt. Fane, poate, eu știu, l-a avut pe Sădmăreanu idol, sau eu știu, pe Chiaran, sau eu știu. Da, mulți. Deci fiecare era un idol în tinerețe. Și trebuie să spun, mă, extraordinar să ne aduce aminte de un Mici și Tătaru, de un Liță Dumitru. Păi Liță Dumitru, cred că se compari cu un Cruyff. Un Cruyff al României. Păi Iordănescu poți să-l pui cu un Neschens al... Cu Neala și acolo are emoții când mă întâlnesc cu el. Sădmăreanu, campionatul mondial, îl vezi în Mexic. Cu avea 10 ani când era în Mexic și mă uitam. Da. Aveam nici televizor. Bine, la Ina Boțăței se strângeau, știi? Erau două televizoare într-o sat. Și unul la Căminul Cultural. Nu, așa e bine să se aduce aminte și eu acasă. Eu am beneficiat de toată era milițiană. Îmi pare rău că vorbim numai de trecut și... Ceva s-a întâmplat și Steaua trebuie să revină acolo unde a fost. Mai devreme sau mai târziu va deveni, pentru că e un imens care obligă și opinia publică să fie mai aproape de noi și cei care sunt în măsură să facă acest lucru ca Steaua să revină și să fie iar în planul fotbalului românesc. E păcat, avem un stadion extraordinar. O istorie veche. O istorie, avem toate condițiile. Eu cred că cu mai multă atenție se poate ca Steaua să revină în prim plan. Eu asta cred. Sau cât mai trăim noi, ne-am dorit să se întâmple lucrul ăsta. Știi și mi-a spus pe tribună, ține, deci vă bag o casă prima dată pe aia, să bagă, da, nu? Să bagă, ui, fane, să bagă aia prima dată. Așa, ești. Iordănescu, tribună, zice, Bumbi, o-i trăi și o să vă și o echipa asta legată. Eu cred că stau sus cu fane. Da. Așa, asigurați și acolo și ne gândim. Da, e o amărăciune. Pentru că, ia uitați-vă la rememberurile, câtă atmosferă. Ce era aici? Ce era San Siro ăsta de român. Extraordinar. Și acum sunt câțiva oameni care le mulțumim, dar nu-i de ajuns. Am fost mult mai bun la fotbal decât la tate. Cred că amândoi. Ce bă, tate, ai intrat din primă, nu? Păi degeaba. Și te acoperi, vezi? Degeaba. Degeaba? Dacă dau 6-4, ce faci? Stați-vă și voi. 6-4 ți-l arunc acolo, uite de voi. Vorbim de lucruri importante și de... 6 te scot, că n-ai vânză, nu? Când vorbim și de... Și aici. Când vorbim de echipă și de promovare, nu mai sunt atent. 3-1, nu. Acum 4. Că ai jucat cu numărul 4. Ce mă ziar? 6-3. Dacă dau 2, câștig eu. Păi da, 2, bă. Pentru că ți-am zis, dacă câștig eu, acum e gata.
Și gata, voi pune. Și poate. Uite, mă, așa. 1-1? N-ai cum. 3-3. Mâna și pe mâna. Și atât. Și atât. 3-4. 1, 2, 3-4. Nu ți-a dat, bă. Nu se poate! Cât? Și 6, tu nu vezi. 6 în casă. Ce șansă ai? Păi nu, îi dai cum... 2-6. Nu merge. Acum le acopăr pe toate. 6-5. Nu chiar pe toate. Bă, dar uite că sunt foarte deștept. 6 și uite 5-5. A văzut. Da, n-am uitat. Uite așa, uite mai înveți și asta, tu. La asta. Uite așa mai înveți și tu, Fale. Îți dai seama dacă te-am prins, e mare? Dacă toți suntem aici și... uite poartă în casă aici, faci. El e la echipa mare. Uite, a văzut, mă. Uite, vezi, s-a dat un vizionare. El e la echipa mare. Centrul de copii și juniori foarte, care se dezvoltă de la o zi la alta. Am început deja să promovăm anumiti jucători. Vin din urmă grupele de 2009. Anul trecut am jucat la Cupa României, am jucat două finale, Super Cupa și campionatul 2006-le. Acum avem la 2009. Lasă 2-1, păi, n-are păcălare. Acum avem 2009, care este într-o competiție. Suntem în finala Cupei României cu Craiova și în semifinale, tot cu Craiova, am câștigat 4-3 la Craiova. Și dacă facem egal aici, repetăm istoria de anul trecut, care e foarte important. Cred că an de an putem să promovăm câte 2-3 copii la echipa sigur mare, pentru că grupele ne demonstrează că copiii au valoare, jucăm finale, jucăm, câștigăm chiar finale de cupe, ne ducem până în ultimul act al competiției cu juniorii și performanța nu se face decât cu jucători buni. De asta mă bazez pe viitor, în viitor că vom avea din ce în ce mai mulți copii care pot să fie, să promoveze și să ducă mai departe istoria Stelei. Și ia să-l dau eu pe fanel al meu. Ia, e fiat. 2-2. Una, te-am spus. Vezi, mă, că tu te duci în partea aia. Ah, pardon. 2-2, da, scuză-mă. Vezi, mă, că tu te duci încolo. Una, două, trei. Și-a patra. Și-a patra. Să te întorci înapoi. 1-1. N-ai. Una. Și stai. Și alte trei. Uite-l, bă, băiatul. Nu mai joc. Dar chiar l-am băgat în... 3-3. Nu am. 3-1. Nici joacă nu m-a acoperit. E frică. Fundaș, n-ai. Joacă la sigur. 2. 2, mă, e. 2, mă, 3. O să ajungeți la 11 metri. 2. Nu, poate mă face mulți. 3. Eu am impresia ca și când cineva ar vrea să se uite ispravele noastre, ispravile noastre din trecut, cam ar vrea. Așa 5. Simt eu. Și 2. Dacă pleci, nu se știe. Se poate. Ai plecat. Mică, 6-5. Am ușit la când ați coborât de la avion, de la Sevilla și când ați văzut mulțimea aia la aeroport, cred că a fost cea mai mare demonstrație. Păi cum era? S-a blocat și autostrada și tot. Dar să-i vezi spre mine. Vremuri fantastice. Asta eu vreau. Să mai trăiesc momentele astea, nu neapărat Cupa Campionilor, dar să avem dreptul de a promova
Și de a juca în cupele europene, pentru că, goată, spun eu, o zonă care a făcut istorie, Ghencea, și poate să mai facă. Și poate să mai facă, pentru că Steaua e una. Ce n-aș da să stau în tribună să văd că Steaua joacă în cupele europene, stadionul e plin, forfot aici în Ghencea și așa mai departe. Ar fi un lucru extraordinar. Nu? Și face un apel pe lângă suporterii noștri care încă sunt. Aș face un apel la, și la oamenii care sunt apropiați de noi ca și vârstă, să dăm un semnal sau să dea și ei un semnal și la primul meci pe care echipa Steaua l-are acasă. Cu Chiajna, ultima etapă. Ultima etapă cu Chiajna, să vină în număr cât mai mare, să demonstrăm și prin asta că încă Steaua trăiește. Trebuie să faci tu ca și cu Dobrin, și cu Dobrin spunea profesor Caragian că băga plus 10 lei, dar a luat 50. Păi, plus 10 la bocă. 3 euro, 3. Fără 6 pădare, cu 5 e bine. Poți să te cu 5, da? Așa, 5 și 2 faci. 4, 2, 6. Nu ai... 6. 3, 3. 3. 1. Aha. Păi dacă dau cu 5, uite. 6, 3. 2, 4, 6. 3, 2. Nu ia mă că 2. Hai fără să. Ai jucat prost. 6, 1. Cine dă 2? Asta trebuie. 6, 5. 1, 1. Da, este egal. Ca toată ora. Fair play. A dat dovadă de fair play și le pune la loc.